a pescuit și stabilise să se întâlnească cu un prieten pe malul lacului. Prietenul acestuia, când a sosit la locul stabilit, a găsit autoturismul, proprietate personală al celui dispărut, cu toate lucrurile personale, însă acesta nu era de găsit, motiv pentru care a cerut sprijinul echipajelor de intervenție. La fața locului s-a deplasat aseară o autospecială cu scafandri și o barcă. Au început operațiunile de căutare și au lucrat până la lăsarea întunericului. Din păcate, fără niciun rezultat, operațiunea de căutare a fost reluată astăzi de dimineață la ora 8.30 cu un echipaj de scafandri, cu o barcă, cu motor, și în acest moment se lucrează în zonă. Se cercetează toată zona din imediat apropierea locului în care au fost găsite lucrurile personale ale persoanei dispărute. Cât de grea este această operațiune, mai ales pentru scafandrii? Operațiunea este oarecum dificilă, având în vedere că apa este destul de tulbure în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă. Vizibilitatea este apropiată de zero, se lucrează în condiții grele, dar asta ne e meseria până la urmă. Este o operațiune contra cronometru, domnule Fulger. Fiecare minut contează. Da, este adevărat. Vom căuta până vom avea un rezultat. Da, mulțumesc mult pentru aceste precizări, Octavian Fulger, ISU Vâlcea, mergem mai departe. Noaptea Muzeelor revine anul acesta în aproximativ 190 de spații culturale din 73 de localități din toată România, urmând să se desfășoare sute de evenimente culturale și de experimente artistice, iar în București 50 de instituții își așteaptă publicul la Noaptea Muzeelor, printre ele Arcul de Triumf și pentru prima dată clădirea istorică ce găzduiește Primăria Capitalei. Colega mea Gabriela Del Pupo ne aduce mai multe informații despre acest subiect. Gabi, bună ziua, ești la înălțime, dar spune-ne unde te afli. Bun găsit, suntem aici la Arcul de Triumf, deschis doar astăzi pentru cei care vor să vadă Bucureștiul de sus. De altfel, asta au și spus cei cu care am vorbit, că este o ocazie unică și sunt încântați de priveliștea pe care le oferă acest monument. De altfel, îi mai pot vizita și expoziția Identități Fragile în cadrul primăriei. După cum spuneai și tu, primăria va fi deschisă astăzi publicului. Acolo se pregătește un viitor muzeu afectiv al pandemiei și este o premieră. De asemenea, avem parte anul acesta, în cadrul acestui eveniment național, de un muzeu al colectivizării. Este în comuna Tămășeni, județul Neamț, și, bineînțeles, toate muzeele din București sunt deschise publicului, de la Muzeul Național de Geologie, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, și marea majoritate a muzeelor din Cluj și din Iași, bineînțeles. Iată deci un eveniment național care deja a ajuns să fie bine cunoscut, care ne oferă oportunitatea celor care studiază trecutul sau doar vor să se bucure de priveliști minunate, așa cum avem aici la Arcul de Triumf, să petreacă o după-amiază împreună cu familia sau prietenii într-un alt mod, o apropiere de cultură după un an pandemic în care nu s-a putut face niciun eveniment artistic, iar muzeele au fost închise. După cum putem observa și aici la Arcul de Triumf, este plin și știm bine că după pandemie deja în fiecare weekend la Muzeul Grigore Antipa veneau sute de familii și aveam parte de cozi weekend de weekend. Bineînțeles, și astăzi va fi plin, mai ales că intrarea este liberă. Distracție plăcută, Gabi, mulțumim pentru aceste informații. Este a doua zi a campaniei de vaccinare propusă de dealul sectorului 2, în care bucureștenii primesc o porție de mici și o apă plată dacă își administrează serul anti-COVID-19. Și din nou, oamenii s-au așezat la coadă. Campania Mici și Vaccin din Piața Obor dă randament. Potrivit cifrelor oficiale, cel puțin 400 de oameni s-au imunizat ieri și la fel de mulți au primit și recompensa. Sunt mai mult de 400, cum? A fost un val foarte mișto de
de doritori de vaccinare. La urmă, știi cum e, o să fie, cam fie obligatoriu, o să ai nevoie de vaccinul ăsta cam peste tot și vara asta, dacă vrei să pleci pe undeva, dacă... Mai multe lucruri, inclusiv bănuiesc că te ajută puțin și la sănătatea asta. Nu știm încă sigur, dar vom vedea și lucrurile astea. Cum? Pentru noi a fost și o lovitură de imagine, așa că noi ne-am oferit să oferim micii ăștia bonus gen la vaccinare, cu toate că nu vor chiar toți să mănânce mici, dar în fine, iau și dau și mai departe, și dau de pomană, cum se zice în România, și în piață se cam practică lucrul ăsta. E, ok, să știi că prima zi chiar pentru, și din punctul meu de vedere a fost un succes. Iar în a doua zi, din nou, oamenii s-au așezat la coadă la centrul mobil de vaccinare adus de edilul sectorului 2 în Obor. Eu mi-am făcut unul, m-am simțit foarte bine cu Pfizer și acum îl fac pe al doilea, să vedem ce se întâmplă. Și acum am venit să-l fac pe al doilea, să vedem cum ne simțim pe unul pe al doilea. Pe primul n-ați avut nimic? N-am avut nimic, dar am zis că ne fac un carnet acum pentru la al doilea. Să ne, dacă e să plecăm afară, să putem să... E adevărat, da? Da, certificat bine. Verde. Bine, vă mulțumesc. Plănuiți să plecați în străinătate? Vreau să plec în Germania, da. Că toți au făcut, și copii, și soțul, și nurorile, și gineri, și am rămas numai eu. Și am zis să tot fac, că tot am venit pe aici, pe piață. Păi da. Eu am venit mai mult pentru mici, nu pentru vaccin. Glumesc. Am venit expres pentru că noi nu avem un centru de la apărătorii patriei și nu avem un centru așa mobil. Ar trebui să pună și pe acolo. A început ca o glumă, dar merge bine. Da. Dar de când ați venit dumneavoastră, a început să meargă și mai bine la coadă. Eu am venit cu mătușa, nu fac eu vaccin. Sunteți vaccinată? Sunt alergică, nu pot face vaccinul, dar sunt ok. M-a recomandat medicul de familie. Am făcut un vaccin antigripal acum câțiva ani și mi-a fost foarte rău, am ajuns la spital și atunci prefer să mă... O să purtați mască în continuare pentru a vă proteja? Sigur, sigur. Deci masca e... Asta e. Mă protejez cât pot, pentru că dacă n-am eu grijă de mine, n-are cine. Bucureștenii veniți la Obor pot alege între serul Pfizer și cel de la Johnson & Johnson, iar statul la coadă la vaccinare este acompaniat de acorduri de muzică populară, după care, bineînțeles, urmează cei trei mici cu chifle, muștar și o apă plată. Scene incredibile în fața sediului USR din Galați, un deputat al Partidului Uniunea Salvați România a fost luat la bătaie de un fost membru de partid. Agresorul nu e la prima batere de acest gen. Deputatul USR Plus Bogdan Rodeanu a fost agresat de un fost membru de partid, pe numele său Stănică Ambrinoc, chiar în fața sediului USR Galați. Acesta a fost împins și bruscat de bărbatul agresiv, care nu voia să-l lase să intre în clădire. Da, mă, frate, da. Eu sunt codului, dar nu ești codului, tu știi cum vreau să... Eu am făcut organizația de la USR. Da, vreau și eu să-mi dai lista cu membri. Vreau să-mi dai. Nu am pus și ți-o, dar nu am spus cu minoritate. Nu este nicio minoritate. Băi, eu trebuie să fac o adunare generală. Este instigare în vederea comitării generale. Nu. Infracțiuni. La rândul său, Ambrinoc îl acuză pe parlamentarul USR Plus că a ajuns la conducerea filialei prin metode ilegale. Da, dar ce-i bă? Spune-mă că ești partid de securist. Te rog frumos, băi, ne vedeți, dați-mi eu i-am adus. Băi, nu-l lobby, băi. Și scandalul nu s-a terminat, iar acuzațiile și îmbrâncelile au curs și de o parte și de alta. Ești actualul colaborator. Dar nu aveți curajul. Nu am curaj să vă rog în fața dumneavoastră. Băi, gata, băi. Ai auzit? Băi, îi plătești munca, dacă dar mai auzit? Băi, m-am făcut campanie pentru cioro, nu te pisim. Băi, tăi auzit ce am zis? Băi, lasă-mă singur. Nu vreau. Băi, lasă-mă singur. Nu vreau, lista pentru tu. Tu singur, tu știi de aici, mă. Scenă hilară în Galație, doi polițiști sunt făcuți de râs de un tânăr pe care voiau să-l rețină. Acesta i-a luat însă peste picior și a fugit. Agenții au revenit pe poziții până la urmă și l-au prins. În scenele filmate de un trecător se poate observa cum bărbatul recalcitrant se află într-o dispută cu doi polițiști care încearcă cel mai probabil să-l rețină. Bărbatul le adresează cuvinte jignitoare și încearcă să-i umilească întrebându-i ce au de gând să facă. Unul dintre polițiști face câțiva pași în spate, ținând mâna pe pistol. În acel moment, bărbatul se face că sare la agenți, dar fuge pe niște scări din apropiere. Cei doi agenți s-au recules însă și au plecat după individ și l-au și prins. Meteorologia a emis noi atenționări, cod galben de ploi, vijelii și grindină valabile pentru aproape toată țara. Din păcate, vremea rea va continua și săptămâna viitoare. Vorbim de cele două avertizări meteorologice de cod galben.
Una a intrat în vigoare la ora 11, va fi valabilă până în această seară la ora 21, când în aproape toată țara vor fi posibile averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și grindină. Cea de-a doua atenționare meteorologică va intra în vigoare mâine dimineață la ora 2 și va fi valabilă până la ora 10 pentru zona de vest, nord-vest, nord-est a țării. Nici Bucureștiul nu scapă de furia naturii. Din nou vom avea vânt puternic și ploi torențiale, iar temperaturile scad și ele. Pentru zona capitalei, de intervale scurte, chiar și mâine, după amiază, pentru ziua de duminică, perioade cu norări, intensifică de scurtă durată ale vântului și intervale cu precipitații. Cu siguranță în intervalul de desfășurare a meciului vom aduce date noi în acest sens, astfel încât, într-adevăr, cei care vor fi pe arena națională să se bucure de ceea ce văd. Captură record de tutun de contrabandă în primele 5 luni ale anului, în creștere cu aproape 150% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Peste ce cantități ilegale au dat polițiștii, vă spun în câteva momente jurnal. Garda de Mediu continuă verificările în scandalul gunoiului din sectorul 1, a anunțat pentru B1 TV șeful acestei instituții. Pe de altă parte, Garda de Mediu nu poate spune dacă trebuie sau nu instituită starea de alertă, dar poate oferi o radiografie a situației de fapt pe care să o prezinte celorlalte instituții, a mai subliniat Octavian Berceanu. Am mers în teren și am făcut verificări, verificările continuă încă, pentru că vreau să văd și modul în care a fost făcut corectitudinea actelor de control pe care le-au făcut comisarii Gărzii de Mediu și am constatat într-adevăr că unul este neridicat de pe numeroase străzi. Am încheiat niște note de constatare. Șeful Gărzii de Mediu a atras atenția că niciuna dintre instituțiile statului n-a luat măsuri pentru a avea o salubrizare eficientă în București, iar aici a inclus și Primăria Capitalei sub conducerea Gabrielei Firea. Niciuna din instituțiile statului, nici Primăria Capitalei, care trebuia să pună la dispoziție depozite și facilități pentru depozitarea gunoiului, nu a făcut mare lucru de-a lungul timpului, în ultimii 10 ani. Majoritatea primăriilor din sector în toți acești ani, sau primările de sector din București în toți acești ani și salubriștii au mers așa, la o înțelegere tacită. Doar că între timp capacitățile Bucureștiului de preluare, sortare, stocare, neutralizarea deșeurilor sunt un pic depășite. Șeful Gărzii de Mediu a mai spus că va oferi instituțiilor statului o radiografie a situației bazate pe controlele făcute de comisari la toate primăriile din București și la Salubriști. Autoritățile vor putea decide astfel unde și cât să investească, astfel încât să apară facilități moderne pentru preluarea deșeului menajer, iar oamenii să nu mai treacă prin situații precum cea din sectorul 1. Este dezastru în educația românească. Doar 2/3 din absolvenții de liceu s-au înscris la sesiunea de bacalaureat ce urmează, iar ministrul educației spune că problemele sunt multiple. Abandonul școlar crește de la an la an, situația sanitară dată de pandemie care i-a depărtat pe elevii de școală vin peste problemele deja cunoscute ale sistemului educațional. Cursurile online întinse pe durata ultimului an școlar au făcut ravagii în sistemul educațional, recunoaște ministrul educației Sorin Câmpeanu. Criza sanitară care a generat pierderi educaționale foarte mari, care a generat pierderi și pe alte paliere, social, emoțional, comportamental, din mai multe perspective. În aceste condiții am discutat despre examene naționale, despre organizare cât mai bună, de valori naționale și bacalaureat. Condiții în care tematica pentru examenul de bacalaureat a fost readaptată, spune ministrul. Făcut o serie de recomandări inspectoratelor în cursul zilei de luni, o să le facem și publice, începând cu recomandările specifice evaluării naționale și continuând cu recomandările specifice examenului de bacalaureat. Printre acestea, deci, eliminarea triajului, eliminarea obligativității panourilor de plexiglas, posibilitatea de a crea construcții pe foaie pentru examenul de matematică-geometrie, posibilitatea de a sublinia texte pentru examenul de limba și literatura română, 15 minute în plus pentru completarea datelor în casetă și am încercat să venim cu toate acele măsuri care să păstreze relevanța
examenelor naționale, dar să elimine dintr-o rigiditate excesivă. În același timp, am adaptat tematica de examen la specificul total deosebit al acestui an școlar. Asta nu elimină însă problema deja existentă. Numărul celor înscriși pentru examenul de bacalaureat a scăzut față de anul trecut. Doar 66% din absolvenții de liceu din acest an s-au înscris pentru examenul maturității, adică 114.000 de elevi. Captură record de tutun de contrabandă în primele 5 luni ale anului. Polițiștii au descoperit și confiscat peste 43 de milioane de țigarete de contrabandă și 65 de tone de tutun. Vorbim practic despre o creștere cu aproape 150% a capturilor de țigări comparativ cu perioada similară a anului trecut. Acțiunile polițiștilor din primele 5 luni ale anului au scos la iveală un fenomen care a luat amploare pe timp de pandemie: contrabanda de tutun. Oamenii legii au constatat aproape 900 de infracțiuni în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigări, iar capturile au fost pe măsură. Eforturile polițiștilor din primele 5 luni ale anului au avut ca rezultat indisponibilizarea și scoaterea de pe piața neagră a 65 de tone de tutun și peste 43 de milioane de țigarete. Au fost înregistrate 712 dosare penale în care sunt cercetate aproximativ 1000 de persoane. Tot în primele 5 luni ale anului, împotriva a peste 90 de persoane au fost dispuse măsuri preventive. 31 de indivizi au fost arestați preventiv, alți 53 au fost puși sub control judiciar, iar pentru 7 persoane s-a luat măsura arestului la domiciliu. Polițiștii au dat și 140 de amenzi, în valoare de peste 170.000 de lei. Acțiunile noastre s-au desfășurat în comun cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și au avut drept scop prevenirea și combaterea infracționalității săvârșite în domeniul traficului, prelucrării și comerțului ilegal cu țigarete și altor produse din tutun. Poliția română a observat o creștere cu peste 142% a capturilor de țigări față de perioada similară a anului trecut, când au fost capturate peste 18 milioane de țigarete. Un crater uriaș întins pe 30 de hectare s-a format în localitatea buzoiană Nehoiu, iar imaginile surprinse din dronă arată amploarea dezastrului ce l-a cauzat, vă spun imediat în jurnal. Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, dar românii vor avea parte de noi relaxări. În localitățile cu incidență mai mică de 3 la mie, nunțile și botezurile vor putea fi organizate în interior cu 200 de persoane și doar dacă persoanele sunt vaccinate sau trecute prin boală sau, desigur, dacă prezintă un test negativ de coronavirus. Distracția poate ține până la ora 2 dimineața. Tot pentru cei imunizați sau cu test negativ, autoritățile au dat undă verde și concertelor în aer liber cu participarea a cel mult 1000 de persoane, dar și evenimentelor din interior până la capacitatea maximă. Și cum regulile trebuie respectate, chiar dacă măsurile au fost relaxate, prefectul spune că petrecăreții vor avea surpriza să fie verificați la evenimente private. Organele de ordine vor verifica dacă sunt respectate măsurile, respectiv capacitățile maxime ale spațiilor unde se desfășoară diverse activități economice sau evenimente. De asemenea, știu că există o discuție cu privire la cum anume se pot verifica persoanele care au fost vaccinate. Există această informație în bazele de date, e o chestiune tehnică și se discută între FTS și poliție pentru a permite agenților de ordine, de exemplu, să verifice așa cum se verifică și la centrele de vaccinare și așa cum s-a verificat, de exemplu, în acele evenimente care au avut loc la operă și la Teatrul Național, s-au verificat pe baza buletinului persoanele care au fost vaccinate. Masca de protecție rămâne un accesoriu obligatoriu în locurile aglomerate. Participarea la evenimente culturale în spații închise le va fi permisă persoanelor vaccinate cu test negativ sau care au trecut prin boală. Modificările privind relaxările sunt relativ puține. Sunt, așa cum ați înumerat și dumneavoastră, participarea la botezuri cu o capacitate mai mare și până la ora 2 în cazul restaurantelor sau altor
locuri de genul acesta. În ciuda faptului că măsurile de restricție au fost relaxate, starea de alertă a fost prelungită până pe 11 iulie. Accident cumplit la ieșirea din corabia, o persoană a murit, iar o fetiță aflată în stare gravă a fost preluată de un elicopter smurd. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Accidentul petrecut la ieșirea din corabia, în care au fost implicate două autoturisme, s-a sfârșit cumplit. În eveniment au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, patru persoane, toate din aceeași mașină, au necesitat îngrijiri medicale. Unul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii evenimentului, iar cel de-al doilea nu a putut fi testat. Din păcate, unul dintre șoferi a murit pe loc, iar o fetiță de 9 ani a fost preluată de un elicopter smurd. Alte două persoane au fost transportate de urgență la spital în stare gravă. Polițiștii aflați la fața locului vor stabili cauza accidentului. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Un crater uriaș produs de o alunecare de teren, imaginile dezastrului din localitatea buzoiană Nehoiu au fost surprinse din dronă. Cel mai probabil din cauza ploilor frecvente din ultima perioadă, o suprafață de 30 de hectare a luat-o la vale. Amploarea calamității este surprinsă de filmările realizate cu o dronă. Alunecarea de pământ este încă activă. După primele verificări, alunecarea de teren a avut loc din cauze naturale, și anume a unor ape subterane care au provocat această desprindere unui versant dintr-un munte. Nu există urme de intervenție umană care să vicieze structura solului în acea zonă. În acest moment nu se impune evacuarea zonei. Autoritățile sunt în alertă și au luat deja primele măsuri pentru a mai stopa alunecările de teren, un pericol uriaș pentru locuitorii din zonă. Un curs de apă a fost deviat de către autorități în cursul zilei de ieri pentru a limita antrenarea aluviunilor în zonă și pentru a limita și propagarea alunecării de teren. Jaf într-o biserică din Sinaia, ziua în Amiaza Mare, un bărbat a intrat în lăcașul de cult și a luat de acolo tot ce a putut. În final a plecat cu bunuri în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii l-au prins, au recuperat obiectele de cult religios și le-au înapoiat bisericii. Aseară, un bărbat de 46 de ani a intrat în lăcașul de cult din stațiunea montană Sinaia cu gânduri necurate. Omul a luat cam orice a putut de acolo, icoane sau alte obiecte de cult și rugăciune. La ora 23, poliția a fost alertată că un necunoscut intrase în biserică și luase de acolo mai multe bunuri. Polițiștii au pornit pe urmele făptașului și l-au prins în numai câteva ore. Bărbatul luase obiecte în valoare de circa 7.000 de lei. Din fericire, toate bunurile au fost recuperate. Hoțul din biserică a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi prezentat magistraților judecătoriei Sinaia cu propunerea arestării preventive. Vești bune în privința imunizării la nivel european. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei, a anunțat că jumătate din populația adultă a Uniunii Europene a fost vaccinată cu cel puțin o doză. În România, în această categorie, se înscriu 4,5 milioane de persoane, însă procesul de imunizare merge din ce în ce mai prost în ciuda campaniilor de imunizare duse de autorități. România a pornit bine în campania de imunizare, însă încet încet lucrurile s-au oprit și încă suntem destul de departe de ținta de 5 milioane de vaccinați stabilită pentru 1 iunie. Dacă ne uităm la partea plină a paharului, lucrurile par în regulă, dar pe de altă parte ne uităm și la statistica făcută la nivel european și ne uităm că pe ultimele 3 locuri sunt România, Bulgaria și Rusia, ceea ce nu este deloc un loc onorant și în niciun caz nu ne dă foarte mari speranțe din punctul de vedere al campaniei de vaccinare. Pe de altă parte, nici la nivel european nu se vede decât partea plină a paharului, care, după cum spun specialiștii, este mai mică decât cea goală. În primul rând, se evaluează doar partea plină a paharului, pentru că dacă ne uităm pe 4 mai, atenție, la nivel european erau 150 de milioane de persoane vaccinate, da? Acum suntem în iunie, pe 12 iunie, și sunt 180. Adică, în peste 40 de zile s-au făcut 30 de milioane de doze de vaccin. Asta înseamnă 750 de mii de doze în fiecare zi. Pe de altă parte, ne uităm la cifrele reale. Dacă în mai, pe 4 mai, erau anunțate 150 de milioane de persoane vaccinate la nivel european, în peste 40 de zile ne uităm că sunt
180, asta înseamnă 30 de milioane de persoane vaccinate în peste 40 de zile, cam 750.000 în fiecare zi. Asta înseamnă undeva un număr insuficient în ceea ce privește ținta aleasă de vaccinare, mai ales că pragul inițial stabilit de Comisia Europeană era ca în începutul verii, vara, cum vreți dumneavoastră să o luați, cea calendaristică pe 1 iunie sau cea astronomică pe 21, trebuiau să fie aceste cifre realizate la undeva la 70%. Niște campanii mai bine țintite, o comunicare mai pe limba oamenilor obișnuiți ar elimina unele piedici în calea vaccinării, spun medicii. Sunt zone în care procentele arată mult mai bine, dar într-adevăr în fața oricărei campanii de acest gen sunt două bariere clare. Cea de accesibilitate aș putea spune că a fost rezolvată, pentru că într-adevăr s-a făcut un efort major la nivel european în ceea ce înseamnă finanțare, cercetare, găsirea de soluții, iar inclusiv înființarea acelei HERA, acea agenție europeană de răspuns rapid în cazul unor urgențe medicale, care presupunea și asigurarea de vaccinuri și de secvențiere genomică și de asigurarea de teste, este un pas important pentru abordarea unui răspuns coerent, unitar la nivel european. Pe de altă parte, trebuie să spunem că este și partea de informare corespunzătoare, care se pare că este mult în urmă și mai ales în zonele în care informația nu ajunge, lucrurile sunt puse sub semnul întrebării. Din punctul acesta de vedere, nici noi nu stăm mai cozav și cred că lucrurile pe aproape de orice fel de campanie de acest gen ar trebui să fie abordate echilibrat și coerent. Am revenit la știri, doamnelor și domnilor. Premierul Florin Câțu laudă din nou creșterea economică, de această dată cea care se simte în buzunarul românilor, după cum spune șeful guvernului, care citează cifrele INS și arată că salariul mediu a crescut într-un an de zile cu aproape 12%. Crește puterea de cumpărare a românilor. Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%. Așa arată o revenire în forță a unei economii după cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Dar și mai important, INS a anunțat o creștere semnificativă a puterii de cumpărare cu 8,4%, scrie premierul Florin Câțu pe Facebook. Cifrele la care face referire șeful guvernului au fost publicate ieri de Institutul Național de Statistică și, pe lângă ce a afirmat premierul, arată că salariul mediu net a crescut în aprilie cu aproape 0,5% față de martie la 3.561 de lei, iar cele mai mari venituri rămân în continuare în sectorul IT și comunicații cu o medie de 8.671 de lei, în timp ce cele mai mici rămân în zona de hoteluri și restaurante cu 1.790 de lei. Iar cele mai mari creșteri au fost înregistrate în intermedieri financiare și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă. De asemenea, creșteri au fost și în industria auto, în cea chimică sau în silvicultură și extracția cărbunelui. Însă au fost și scăderi de venituri. Și găsim astfel de scăderi în fabricarea produselor din tutun, în activități de asigurări, dar și în fabricarea produselor farmaceutice sau a băuturilor, activități profesionale, științifice și tehnice. În sectorul bugetar, salariul mediu net s-a redus în învățământ și în administrația publică, dar a crescut în sănătate și asistență socială. Pe de altă parte, ministrul Muncii Raluca Turcan recunoaște că salariul minim este mic în România, însă trebuie să existe predictibilitate în creșterea salariului și să fie corelat direct cu productivitatea muncii, consideră ministrul. Raluca Turcan caută împreună cu angajatorii soluții pentru creșterea salariului minim pe economie. Pentru că acest salariu minim, spune ministrul Muncii, trebuie susținut pe termen lung, nu poate crește azi, iar mâine să scadă din nou. Consider că în România nivelul salariului minim este mic, dar în același timp acesta trebuie crescut într-un mod predictibil astfel încât mediul economic să-l poată susține pe termen lung și să crească direct proporțional cu productivitatea muncii. De aceea, o componentă importantă a activității mele la Ministerul Muncii o reprezintă exact aceasta de discuții cu angajatorii, astfel încât să găsim varianta cea mai bună de ancorare a modalității de creștere a salariului minim în România în funcție de sustenabilitatea mediului economic. Și totul stă în creșterea economică. Investiții și linii de producție românești, dar și materie primă din România folosită de investitori, ar fi câteva puncte pe care se poate baza o creștere sustenabilă a salariului minim, explică ministrul Muncii.
Îmi doresc ca în România investitorii să ajungă să folosească materie primă din România, componente produse în România cu valoare adăugată mare, astfel încât și partea de productivitate a muncii să crească în timp. Ludovic Orban dă din nou asigurări că lupta dintre el și Florin Câțu pentru șefia PNL nu afectează în niciun fel guvernarea. Ba dimpotrivă, liderul liberal spune că se sfătuiește ori de câte ori are ocazia cu premierul. Cât despre liberalii care au anunțat că îl susțin pe Câțu, Ludovic Orban spune că nu îl deranjează. Suntem colegi de partid. Domnul Câțu este premierul susținut de Partidul Național Liberal și luăm deciziile împreună, pe bază de analize, pe bază de studii. Normal, comunicăm și cooperăm. De asemenea, Ludovic Orban a afirmat că nu se teme de competiția cu Florin Câțu pentru șefia partidului. E importantă orientarea unor lideri de filială sau a unor oameni importanți din filiale. Dar până la urmă, la Congresul Partidului Național Liberal, vor participa 5.000 de delegați, membrii, practic, elita Partidului Național Liberal, iar felul meu de a face campanie este să fac campanie la fiecare delegat, să-i prezint viziunea mea, proiectul, obiectivele și să obțin, cum se zice, vot cu vot. Ba, liderul liberal chiar l-a apărat pe Florin Câțu în fața întrebărilor jurnaliștilor care sugerau că premierul are resurse din bugetul statului pentru a-și susține o campanie în filialele de partid. Sub nicio formă. Guvernul, premierul, administrează resurse publice, bani colectați din taxele și impozitele cetățenilor. Resursele publice, banii publici, trebuie cheltuiți în baza legii, în baza programului de guvernare, a priorităților care sunt stabilite în programul de guvernare. Dezmint categoric orice fel de încercare de a se spune despre premierul Cățu sau despre alți demnitari ai Partidului Național Liberal că folosesc resurse publice în campanie internă. Pentru că nu este legal. Relațiile franco-britanice, acordul de Brexit, pandemia și contracararea influenței Chinei au fost unele dintre subiectele atinse la summitul G7 din Anglia. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Boris Johnson au avut deja o întrevedere pentru a discuta pe tema tensiunilor diplomatice din ultimele luni. Și tot premierul Boris Johnson s-a declarat încântat de faptul că toți membrii G7 au căzut de acord să înființeze un nou centru de combatere a viitoarelor pandemii cu virus ce provin de la animale. Un prim punct atins în cadrul summitului G7 au fost relațiile franco-britanice. Președintele francez Emmanuel Macron a căzut de acord cu premierul britanic Boris Johnson să îmbunătățească relațiile bilaterale, dar cu o condiție. Marea Britanie să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat în acordul de Brexit. Discuțiile celor doi lideri au venit după mai multe luni de relații tensionate, generate în principal de drepturile de pescuit și mai ales de situația de la granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda. Liderii G7 au convenit să semneze și așa numita Convenție Carbis Bay, care prevede înființarea unui nou centru de cercetare și dezvoltare de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru bolile care se pot transmite de la animal la om. Iar centrul va avea misiunea de a găsi metode de combatere în primele 100 de zile de la identificarea unei pandemii. În acest fel, se dorește evitarea scenariului din 2020, atunci când toate țările au fost luate prin surprindere de coronavirus. Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat foarte mulțumit de semnarea declarației. Declarația Carbis Bay marchează un moment de mândrie și istorie pentru noi toți. Conform acestui acord, principalele democrații ale lumii se vor angaja să prevină o pandemie globală, asigurându-se că devastarea cauzată de COVID-19 nu se va mai repeta niciodată, a precizat premierul britanic Boris Johnson. Pe agenda summitului mai este și o propunere a președintelui american Joe Biden de contracararea planului Chinei de realizare a proiectului O Centură, Un Drum. Prin acesta, Beijingul și-a propus
propus să-și extindă influența prin refacerea vechiului drum al Mătăsii cu ajutorul investițiilor majore în infrastructură în Asia și Europa. Însă tot mai multe state democratice au început să privească cu scepticism planurile Chinei, mai ales pe fondul evenimentelor din Hong Kong, Xinjiang și din Asia de Sud-Est. Iar Statele Unite vor să promoveze un plan de numai puțin de 40 de trilioane de dolari, care ar urma să fie obținuți din sectorul public și din cel privat și cu ajutorul cărora să fie îmbunătățită infrastructura din țările sărace până în 2035. Pe de altă parte, Elisabeta II a Marii Britanii a făcut senzație la summitul G7. Pusă pe glume, regina a făcut o poză de grup cu toți șefii de stat și de guvern și seria momentelor amuzante a continuat cu tăierea tortului, unde Elisabeta II a înlocuit cuțitul cu sabia. Are you supposed to be looking as if you're enjoying? Yes, definitely. If you could, we have been enjoying ourselves in spite of appearances. Momentul a avut loc la debutul summitului G7, iar de față au fost toți șefii de stat și de guvern ai statelor care compun grupul. După poza de grup, liderii G7 au luat parte la o recepție găzduită de regina Elisabeta și la care au mai fost prezenți prințul Charles și William. Ulterior, regina Elisabeta s-a dus la o altă petrecere unde a fost rugată să taie tortul. Spre amuzamentul celor din jur, monarhul a preferat însă să facă acest lucru cu o sabie, în loc să folosească cuțitul pus la dispoziție. Big Lunch este evenimentul început în 2009, la care iau parte membrii mai multor comunități. Gafă de proporții comisă în direct la principalul post de televiziune din Namibia, două prezentatoare au avut un schimb de replici după ce una dintre ele nu a știut că este în direct. Momentul a devenit viral pe internet. Cele două prezentatoare au fost și parodiate de colege de la alte posturi de televiziune. When we speak about sports, we are hearing that Kokolo will be fighting on the Saturday. No, you're not going to do that. You're just going to greet me and then you say take it away. You're not going to do that. Please. Jessica, we are live. Gafa a devenit virală pe internet, iar prezentatoarea Jessica a ajuns în topul căutărilor pe Twitter din regiune. Cele două prezentatoare namibiene au fost parodiate inclusiv de două colege din Africa de Sud. Just say my name and take it away. Sekina, we live. Într-o postare de pe contul ei de Twitter, prezentatoarea care a inițiat schimbul de replici și-a prezentat scuzele și a explicat că nu știa că este în direct. Ea a mai precizat că nu există niciun conflict între ea și colega sa. Estul Australiei se confruntă cu o vreme neobișnuit de rece în Sydney. Au fost raportate temperaturi record. În alte zone din estul țării au fost raportate rafale de vânt foarte puternice și ploi care au dus deja la inundații. Orașul Sydney a fost acoperit de un strat foarte gros de ceață din cauza umezerii și a frigului. Temperatura a scăzut până la 10 grade Celsius, un record în ultimii 37 de ani. Ceața a fost atât de groasă încât în aproape tot orașul, vizibilitatea a scăzut până la 100-200 de metri. În sud-estul Australiei, în statul Victoria, au fost raportate rafale de vânt de 119 km pe oră și ploi abundente care au dus la inundarea unor suprafețe întinse. Sute de mii de locuințe au rămas temporar fără energie electrică, iar multe au fost inundate. It's disappointing and upsetting, but you just get on with it and pull your socks up, so to speak, and start cleaning. What else can you do? În alte zone din sud-est a nins abundent după 10 de ani și au fost raportate temperaturi sub 0 grade. Momentul a fost savurat din plin de iubitorii de sporturi de iarnă și de copii. Agenția Europeană a Medicamentelor a cerut companiei AstraZeneca să mai adauge pe prospect încă un posibil efect advers al vaccinului său, de data aceasta la inimă. Verdictul autorității europene vine după mai mult de 2 luni de investigații, după ce Marea Britanie a tras un semnal de alarmă. Compania AstraZeneca trebuie să includă pe prospectul vaccinului său faptul că există un risc foarte redus de apariție a unor inflamații la nivelul inimii, evoluție care însă îi poate afecta pe pacienții cu sindrom de scurgere capilară. Potrivit Agenției Europene a Medicamentelor, acest efect secundar poate apărea după primirea celei de-a doua doze a vaccinului AstraZeneca, vaccin cunoscut și sub numele de Vaxzevria. Autoritatea Europeană a mai precizat însă că există un risc foarte redus ca acest efect secundar să se și producă. Totuși,
Specialiștii nu au recomandat folosirea vaccinului AstraZeneca la pacienții care suferă deja de sindromul de scurgere capilară. Verdictul Agenției Europene a Medicamentelor vine la capătul a mai bine de 2 luni de investigații. Primele cazuri de dezvoltare a sindromului de scurgere capilară la persoane vaccinate cu AstraZeneca au fost raportate la începutul lunii aprilie în Marea Britanie. Însă chiar și la acea dată era vorba despre doar 3 cazuri dintr-un total de 20 de milioane. Este a doua oară când companiei AstraZeneca îi se solicită să includă pe prospect un posibil efect advers după cel legat de riscul formării de cheaguri de sânge. În luna martie, Agenția Europeană a Medicamentelor a recomandat utilizarea vaccinului AstraZeneca pe motiv că beneficiile depășesc cu mult riscurile apariției efectelor secundare. Moment emoționant în Istanbul, unde un cățel nu a vrut să-și lase stăpâna să plece la spital fără el, așa că a alergat după ambulanța în care se afla femeia pe tot drumul de acasă până la spital. Iar odată ce a ajuns la destinație, a așteptat-o pe femeie la intrarea în spital. Iată imaginile care au stârnit un val de emoție. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, de la Fix urmează 360 de grade cu Alina Bădic. Eu sunt Ștefan Bășcuță, vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită tuturor!